L-a dus acolo pe streașina acoperișului. Sigur, pentru noi e puțin greu să înțelegem așa sub un aspect teologic cum s-a întâmplat lucrul acesta. Majoritatea celor care cercetează Scriptura înțeleg că a fost ceva mai mult așa la nivel de duh decât ceva fizic. Ideea este însă următoarea. Și noi câteodată ajungem, nu că ne duce Satan, dar ajungem noi. Ajungem în împrejurări, în conjuncturi în care iese la iveală natura noastră mai bine. Ajungi într-un cerc de frați care îți pun întrebări. Și atunci ești tentat, poate, ca să răspunzi cu iuțime și să te cerți. Ajungi într-o poziție înaltă, în societate, să dăm exemplu, pe streașină, sus, deodată dobândești o funcție bănoasă. Acolo se vede natura ta. Câtă vreme, poate, n-aveai funcția respectivă, era mai bine, erai mai smerit. Poți să rămâi smerit și acolo. Dar acolo se verifică starea ta. Să știți că puțini sunt oamenii ca și Iosif din Vechiul Testament, care și când a fost sărac și aruncat în groapă și a stat în temniță, a stat lângă Dumnezeu. Și când a ajuns mâna dreaptă a faraonului egiptean, ministru peste toate bogățiile Egiptului, tot lângă Dumnezeu a rămas și tot smerit a rămas. Așa ne vrea Dumnezeu. Indiferent de fluctuațiile astea ale vieții, că odată ești în vale, altădată ești sus pe streașină, ai poziție, ai funcție, ai influență, întotdeauna să poți admite și să recunoști că depinzi de Dumnezeu. Că dacă ai ajuns undeva, Dumnezeu te-a ajutat. Dacă ai lucruri materiale, Dumnezeu te-a ajutat. Dacă ai o poziție privilegiată, înseamnă că Dumnezeu te-a pus acolo ca să-i poți ajuta pe alții. Nu ca să privim cu superioritate spre alții și să atragem atenția asupra noastră, uite cam unde am ajuns noi. Nu! Ci ca să putem întinde o mână și să-i ajutăm pe alții și să fim o binecuvântare pentru alții. Deci ajungem la dus de pe streașină, sugerându-i, aruncă-te jos, nu ți se întâmplă nimic. Ajungem în conjuncturi în care iese la iveală natura noastră. Acolo se vede dacă suntem și noi smeriți sau nu. Domnul să ne ajute. Oricare ar fi metodele cu care vrăjmașul vine la noi, că ne zice verbal propuneri, că ne arată și ne izbim așa cu privirea de tot felul de tentații și lucruri din lumea aceasta, sau că ne duce în conjuncturi în care ar vrea după aia să ne arunce jos în prăpastie, să putem rezista. Viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat această promisiune din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Oile mele ascultă glasul meu. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Nimeni nu poate să ne smulgă din mâna Domnului Iisus, nici Satan. Cu o condiție, să nu sărim noi singuri din mâna Domnului Iisus. Pentru că El nu ne ține cu forța, știți bine? Noi nu suntem la pocăință constrânși. Nimeni nu ne-a forțat, în mod deliberat, înțelegând dragostea exprimată la Golgota prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi am declarat că îl iubim. Am înțeles iubirea Lui. Am înțeles ce frumos, ce bine, ce sănătos e să trăiești în calitate de copil al Lui Dumnezeu. Am dobândit această perspectivă a veșnicii. Am văzut unde duce pocăința. Că nu-i numai pentru viața asta, că nu bei, nu fumezi. Astea sunt, să spunem, niște avantaje temporare pe care le avem. Că pocăința dă și avantaje de genul acesta. Dar avem perspectiva veșnicii. Avem promisiunea vieții veșnice. Și tocmai de aceea suntem în mâna Lui, neforțați de nimeni. Domnul să ne ajute să rămânem totdeauna acolo, mâna Lui. De ce îngăduie ispita ca să ne probeze? Când vine? În special în momentele de criză. În ce mod ne zice, ne arată și ne duce în anumite conjuncturi? Și ultima întrebare, cum învingem aceste ispite ale diavolului? Frații deja, în cea mai mare parte, au răspuns, au scos în evidență postul, rugăciunea, cuvântul Scripturii. Eu aș vrea să vă atrag atenția doar asupra unui aspect pe care Luca, omul preocupat, cum zicea cineva, de pneumatologie, de lucrarea Duhului Sfânt. Omul care, dacă o să citiți atât Evanghelia după Luca, și o să vedeți și în Cartea Faptele Apostolilor pe care a scris-o el, a urmărit rolul Duhului Sfânt în viața credinciosului, numai Luca e cel care surprinde acest element. Uitați-vă din nou, capitolul 4, versetul 1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a dus în pustiu. Aici e secretul, frași și surori. Cum te găsește ispititorul? Cum te surprinde ispita?
Iisus plin de Duhul Sfânt, sigur că a biruit totalmente, în mod desăvârșit, fiind model pentru noi, înțelegând și noi de aici că dacă suntem plini de Duhul Sfânt, nu ne va fi greu, nu căutăm atunci scuze, nu ne speriem de ispite, pentru că Biblia ne promite și vă reamintesc acest cuvânt din 1 Corinteni 10 cu 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Iată deci, niciunul dintre noi nu-i justifica să spună: ei, totuși ispita asta a fost prea mare pentru mine, prea de tot. De ce a îngăduit-o Dumnezeu? Nu știa că eu sunt mai slab la capitolul acesta? Nu. Dacă a îngăduit-o, înseamnă că Dumnezeu știa că tu poți învinge. Dacă te întâlnești cu ispita, înseamnă că tu ai capacitatea de a învinge ispita. Nu trebuie să pornim așa cu acest dezavantaj din start, dând înapoi și considerând că suntem prea mici, prea slabi, prea neputincioși în fața unei anumite ispite, pentru că ai o temelie, o promisiune din cuvânt. Nu există ispită permisă de Dumnezeu să vină în traiectoria vieții tale pe care să nu o poți învinge. O poți învinge, dar cum? Plin de Duhul Sfânt. Știți cum, la un moment dat, Biblia ne povestește în Vechiul Testament că în vremea când încă Samson era călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mânat de Duhul Sfânt, s-a întâlnit pe drum cu un leu. Și Scriptura chiar precizează că era un leu tânăr. Nu era bătrân așa din ăsta care și-a pierdut apetitul de mâncare. Era tânăr și mugind, da? Fioros, răgnea, adică flămând. Și Samson se întâlnește cu leul acela. Cum să învingi un asemenea leu? Și ascultați ce spune Scriptura, Judecători 14 cu 6. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, l-a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. De unde a avut el putere? Duhul Domnului. Să știți, n-a fost așa doar din abilitatea lui de luptător, doar din puterea lui fizică, deși noi asociem imaginea lui Samson cu un luptător foarte solid. E posibil, nu excludem să fi fost și din punct de vedere fizic așa echipat de Dumnezeu. Dar aici Scriptura ne arată clar, puterea de a învinge leul a venit datorită Duhului lui Dumnezeu. Adică în imaginea aceasta, eu văd ilustrată lupta noastră spirituală cu un alt leu. Apostolul Petru spune, diavolul este ca un leu care răgnește, dă târcoale și caută pe cine să înghită. Te întâlnești cu leul, n-ai încotro, nu-l poți evita, că vrei, că nu vrei. Nu e alegerea noastră. Te întâlnești cu leul care răgnește, care mugește, care vrea să te înghită, vrea să mă înghită, vrea să ne distrugă. Păi cum să-l bați pe leul ăsta? Eu am experiență de nu știu câți ani, nu? De când suntem fiecare în viață, ce vârstă avem. El are experiență de mii de ani, de la început, cu generații de oameni. Sub aspectul acesta al gândirii, e mai inteligent decât noi. Atunci cum să-l învingi pe acest leu puternic, fioros? Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin puterea Duhului Sfânt. Același lucru spune și Apostolul Pavel, nu mai citesc Romani, capitolul 8, spune el, faceți prin Duhul să moară faptele firii pământești. Că altfel nu poți, că mă ambiționez eu așa, gata, de mâine sunt mai bun. E frumos. Dar dacă n-am plinătatea Duhului, nu o să reușesc. Mulți oameni se ambiționează, ați văzut, și iau decizii, dar fără puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și imediat recidivează, clachează. Cad din nou și din nou în aceleași probleme. Și oamenii, sincer, recunosc, ceva îmi lipsește. Ce? Puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, aici e secretul. Cum să învingi atâtea ispite, metodele astea, că ne zice, ne arată, ne duce strategii foarte viclene pe care le folosește vrăjmașul. Cum? Iisus plin de Duhul Sfânt. Prin urmare, noi trebuie să fim smeriți și dependenți de Dumnezeu. Să-i spunem, Doamne, înțelegem că singuri nu vom putea. Lupta e mare, depășește capacitatea noastră umană de a învinge. Dar te rugăm, umple-ne cu Duhul Sfânt. Când vorbim de umplere cu Duhul Sfânt, dragii mei, nu vorbim doar despre o experiență care a rămas un reper istoric în trecutul nostru, ci vorbim de o umplere permanentă, activă,
În felul în care vorbește Apostolul Pavel în epistola către Efeseni, un imperativ la timpul prezent continuu, fiți plini de Duhul Sfânt. Nu? Că mulți spun, acum 24 de ani, am avut o experiență foarte frumoasă. Întrebare, cum ești acum? Dacă în trecut am avut experiențe frumoase, slavă Domnului, sunt niște stâlpi de aducere aminte, ne amintim ce frumos a fost cu Dumnezeu, dar El ne vrea și acum plin de Duhul Sfânt. Ne vrea la timpul prezent, altfel, experiențele glorioase pe care le-am avut în trecut, nu garantează prezentul nostru dacă nu căutăm plinătatea Duhului Sfânt și la timpul prezent. De aceea, unii cu experiențe frumoase în trecut, la prezent, sunt goi și lipsiți de puterea lui Dumnezeu. De aceea, unii cu multe experiențe frumoase au avut abateri grave, derapaje spirituale foarte mari, care te iau prin surprindere și nu-ți vine să crezi știind cine a fost omul respectiv. De aceea, dragii mei, pentru că plinătatea Duhului Sfânt este o cerință constantă, continuă. De aceea noi trebuie să ne rugăm. De aceea permanent trebuie să spunem, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Avem atâtea ispite, atâtea probleme, Doamne. La unul într-un fel, la altul într-un alt fel. Noi suntem diferiți și câteodată diavolul vede zonele unde suntem mai slabi, suntem atacați, fiecare dintre noi, în anumite domenii. Dar dacă suntem plini cu Duhul Sfânt și plini, cum se spunea, cu acest cuvânt scris al lui Dumnezeu, sigur avem biruință în numele Domnului Iisus. Pentru că în momentul când cooperează aceste două elemente, Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu, biruința este sigură. Duhul Sfânt vine prin puterea rugăciunii pe care o ai. Cuvântul Scripturii îți dă înțelepciunea să răspunzi în aceeași manieră în care a răspuns și Mântuitorul. Este scris. Pentru că atunci când vine Satan cu sugestiile lui, imediat ai venit și ai spus, este scris. Îți vine să minți. Deodată ți-aduce aminte să nu mărturisești strâmb. Punct. Nu mai ai ce comenta. Îți vine să furi. Deodată ți-aduce aminte. Este scris. Să nu furi. Nu e interpretabilă și dificilă porunca aceasta. Ai o tendință să te duci într-un anturaj greșit cu oameni imorali. Deodată cuvântul scrie, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Observați, deci la fiecare ispită, să știți, este un cuvânt scris al lui Dumnezeu care îți dă o privire sănătoasă, care îți dă înțelepciune, care te ajută să iei o decizie sănătoasă în privința aceea. Duhul Sfânt și cuvântul. Lucrurile astea sunt esențiale pentru viața noastră. De aceea scopul seminarului care a început în multe locuri și inclusiv aici la dumneavoastră este echiparea noastră spirituală. Avem nevoie mai mult de cuvânt. Avem nevoie de o pregătire mai temeinică. Avem nevoie să fim echipați, fratele Nicu, amintea textul acela din Efeseni, să ai totul, să ai platoșa neprihănirii, să ai scutul credinței, să ai mijlocul încins cu brâul adevărului, capul să fie acoperit cu acest coif al mântuirii, în mână să ai sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, în picioare să ai încălțămintea, râvna Evangheliei, o echipare spirituală, sănătoasă, puternică. Imaginați-vă un soldat pe câmpul de luptă care ar fi mers așa cu capul descoperit, cu pieptul în vânt, fluierând, desculț, prin mărăcini, prin bolovan, hai și eu la luptă. Cade primul, n-are nicio șansă să învingă. Ei, vreau să vă spun, așa sunt unii creștini. Au venit în spațiul acesta al creștinismului, poate așa doar dintr-un punct de vedere emoțional și sentimental, au acceptat ideea de a fi cu Dumnezeu, dar nu se echipează. Scriptură nu, rugăciune nu, plinătatea Duhului Sfânt nu. La biserică avem seraliștii noștri, sau la fără frecvență, mai rău, în vremea de azi. Și după aia dă diavolul cu ei de pământ. Frate, n-am reușit, n-am rezistat. Păi, dar ești echipat. Dacă nu te echipezi pe câmpul de luptă, săgețile arzătoare te doboară imediat. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze. Amin. Și cred că e momentul potrivit să facem împreună și o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. O rugăciune în care să ne recunoaștem poate slăbiciunile, căderile noastre. Am avut așa, poate fiecare dintre noi, situații în care ispitele ne-au luat prin surprindere. O rugăciune în care să îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră, prezența, puterea Duhului Sfânt să fie în viața noastră, ca să fim biruitori. Am înțeles că nu putem ocoli ispitele, ne întâlnim cu ele. E testul, este examenul. Dar vrem să ne încadrăm și noi în acel cuvânt. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce va fi găsit bun, va primi cununa vieții. Vrem această cununa vieții. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă biruitori. În numele Domnului. Familiile noastre să fie biruitoare. Biserica Domnului din locul acesta să fie biruitoare. Pentru ca în felul acesta
mărturia noastră să fie una puternică, autentică, o mărturie de sare și lumină în mijlocul lumii în care trăim. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toți împreună să ne rugăm.